ceva, pentru că v-ați dat seama, erau 50 de scaune în scenă, plus instrumentele. Acum cred că scena s-a eliberat pentru numărul următor și stăteam și mă gândeam cum să-l prezint, ce să zic. Și am găsit că ne leagă de interpretul care urmează ceva comun. Și anume, orașul Câmpul Lung Muscel. De ce? Pentru că interpretul care urmează, deși este născut în județul Galați, în comuna Independența, de la 3 ani s-a dus la Câmpul Lung Muscel, acolo a copilărit, acolo a făcut prima școală de muzică, apoi, bineînțeles, s-a dus la Pitești, la liceul de muzică și mai apoi la Universitatea de Muzică din București. Cântă la mai multe instrumente, se trage dintr-o familie de muzicieni. Prin urmare, un artist complet. Dar ce-i cu Câmpul Lung Muscel? Ei bine, acolo am făcut armata. Și bănuiesc că, așa cum eu, pe vremea aceea, urcam pe dealurile acelea, Mățău, Flămânda, dar numai că eu nu urcam de plăcere. Eram cu masca pe figură și cu agheu în spate. El cred că urca de plăcere. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, în această seară, o voce inconfundabilă, Marcel Pavel! Bună seara, bine v-am găsit! Da, într-adevăr, ați făcut armata la Câmpul Lung. A fugit? Aici. Unde? A, înțeles. Eu am urcat și, de fapt, și escaladat, dacă îmi puteți... La vânător de munte ați făcut? Eu la fel, la transmisie. Dar undeva mai aproape, în Maramureș am făcut armata și am urcat tot de bună voie, cu ghilimele de rigoare, da? Făceam vreo 50 de kilometri pe zi, marș. Deci eu nu marș dumneavoastră, marș făceam eu. Ați putut să nu dragii mei, să dăm stativul la o parte, o să mă îngrijesc de atunci când... Iertați-mă puțin, rău, o să fac așa ca la școală, să nu vadă nimeni. Era un șervețel, nu iarnă. Sunt fericit că mă aflu în această seară minunată aici. O zi specială pentru dumneavoastră și pentru mine și de ce nu pentru întreaga țară, pentru că iată un nou lăcaș de cultură s-a născut aici, la Măinești. Mă bucură din suflet acest lucru. Faptul că mă aflu aici nu este întâmplător. Dragul nostru prieten, primarul din Măinești, vreau să-l aplaudați că merită. Eu nu fac politică. Dar uitați ce mândrețe, ce frumusețe a făcut aici. Dragul meu, mă onorează prietenia noastră. Mă onorează. Dar n-am venit pe prietenie aici, am venit pe merit, ca să știți, da? Și ca să nu mai vorbesc mult, vă felicit încă o dată, dragii mei măneșteni. Să învețe toată țara ce înseamnă să-ți respecti orașul, să-ți respecti tradiția, cultura și, în ultimul rând, omul. Vă iubim din suflet și vă respectăm. Prima piesă a mea spune cam așa. Tu ești cel care mă înalți, tu ești cel care mă faci să întâmpin în cele mai îmbulburate mări ale lumii, tu mă faci să ating cele mai înalte culmi ale munților, acela ești tu, Dumnezeule. Piesa este în engleză și mi-am permis să traduc puțin. You raise me up. Tu ești cel care mă înalți.
Mai des, deci că îmi place. Abia m-am obișnuit. Peste 4 ani am înțeles, mulțumesc. Cum adică numai când te aleg oamenii, am înțeles. Nu, că ne alegeți împreună, că eu sunt viceprimar. Unde e viceprimar? Că era aici, mă omoară dacă e acolo. Am glumit, nu. Dar se poate întâmpla, să știți dacă... Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc că doi prieteni dragi și voi, de fapt, sunteți cei mai dragi. Noi, artiști, depindem de voi. Indiferent cât de important vrea să se dea un artist, nu-l luați în seamă, se apără. Nouă ne-i teamă de dumneavoastră. O teamă frumoasă, dacă îmi dați voie să folosesc figura aceasta de stil. De ce? Pentru că fără măria dumneavoastră, nu putem exista. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc din suflet. Ne apreciați și ne iubim.
Și pentru a încheia triumfal, dacă n-ați voie, și aici triumful este al Domnului Marcel, orașul dumneavoastră Moinești, faptul că ați participat și ați contribuit la construirea acestui locaj de cultură. Este superb. Și am să spun la toate televiziunile, vă jur, la toată presa din România, am să spun ceea ce am văzut eu aici. Vă felicit, vă iubesc. Felicit. Ce piesă se poate potrivi decât iubește veșnic, fii glorios. Ne sunt doar. Atâta vă trebuie, fără mine, da? Vă iubesc. Domnul primar, mulțumesc mult! Mulțumesc, dragi mănești, vă iubesc din suflet! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aceasta a fost o seară. Mâine, normal, vine altă seară, alte surprize muzicale. Deocamdată vă zic, să nu vă zic noapte bună, vă gândesc că poate mergeți la stadion. Oricum, cum spunea Toma Caragiu, petrecerea continuă, așa că vă rog să continuați
fie acasă, fie în altă parte. Noapte bună sau mergeți la petrecere!